peste 40 de specii de porumbei, păsări exotice și chiar unele rase de animale au putut fi admirate în cadrul unei expoziții cu vânzare organizată în orașul Orhei. Azi avem oaspeți de la Ucraina, avem din partea Cernăuțului, avem din partea Odesei, avem de la România, avem din partea stânga ministrului și din partea dreptă, avem în jur la 450 de oameni care sunt invitați cu păsări la noi la Orhei. L-ai spus, sunt specii care aduse din România, aduse de la Ucraina, sunt specii tare multe care noi acum vrem să mai schimbăm, să facem colecții și la noi, la Orhei. E o tradiție care noi să păstrăm în viitor, nu numai pentru noi, dar și pentru tineretul care e urmele noastre. Scopul care este? Conversația între oameni, schimbările de idei, de material genotic, să fie o colaborare fructuoasă, să avem cu cine mândri și reprezenta țara cât și la noi, cât și după hotare, pe alte meleaguri, că avem cu ce mândri. Avem specii destul de frumoase, inedite, păsări de valoare. Sperăm că ceea ce aveți, dumneavoastră scump și frumos, vă împărtășiți cu amatorii din alte regiuni. Crescătorii de porumbei au făcut schimb de experiență și și-au împărtășit impresiile. Avem undeva 4 ani de când venim la Orhei cu porumbei și am venit și noi să susținem colegii noștri porumbari. Întreținerea e foarte greu și toate speciile imposibil să le ții. Trebuie câteva specii ca să ne putem contacta unul față de altul. Piața nu este așa mare, dar este porumbei exact care pe mine mă interesează. Adică Volga, Kazaci sau Uzbeci. Și sper că la anul viitor, când va fi iar sărbătoarea, am înțeles că va fi sărbătoarea orașului peste câteva zile, cu siguranță mă voi întoarce înapoi pentru că sunt foarte mulțumit. Am adus și eu niște rase de porumbei care văd că pe crescătorii de porumbei de aici le-am adus și ceva porumbei rase care dânsii nu iau și au fost încântați. Oamenii spun că este o expoziție pentru toate vârstele, la care poți admira cele mai rare specii de păsări, dar și de animale. Foarte interesant, frumos. Pentru orașul nostru e foarte interesant ca să vină toți copiii să vadă ce holubași frumușei sunt la noi în Moldova. Îmi place expoziția, e foarte frumos, dacă se vor mai organiza așa expoziții, neapărat vom veni să le mai vedem. Замечательно, это хорошо, что стимулирует молодых людей, чтобы они приходили, привозили свою птицу, показывали, кто что имеет. Обмен опыта замечательный. И поколения связаны тесно с молодыми и старики, вот вы видите, есть. Замечательно. Очень нравится порядок. Несколько лет мы приезжаем у Оргеев, здесь такие люди приятные, такие гостеприимные. И примар, и председатель голубеводства, и народ съезжается сюда, все, и любители, и нелюбители, чтобы побывать на ярмарке. Прекрасно. Porumbeii din specii mai răspândite au fost vânduți cu 150-200 de lei perechea, iar pentru speciile mai rare, columbofilii au scos din buzunare peste 1000 de lei. Expoziția porumbeilor din Orhei se desfășoară deja al 9-lea an consecutiv.